Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. V-ați luat brânză mea proaspătă acum? Da. Asta mama este mea. Nebunia de pe lume. Și eu de două zile numai asta mănânc, brânză mea proaspătă, combinată cu puțină mea sărată și cu roșii. Am găsit, iau roșii firar, la nimic cât de scumpe sunt roșii, de alea mai mici, aromate, așa. Și cu ulei de măsline deasupra. Ce? Cum adică combinată iau și telemea proaspătă telemea cu proaspătă sărată? Și îmi place să combin și iau și niște cași. Fac trei brânzuri în farfurie. Aha. N-am încercat. N-ai încercat să nu m-am gândit. Să încerci, dar tu... I-ai dat universul peste cap. Tu presupun că acasă mănânci brânza cu roșii, asta mănânci numai cu mâna, nu mănânci altfel. Da. Te așezi la masă și mănânci... Cu parizer. Și cu parizer. Parizerul tot proaspăt de primăvară. Da, 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 ok. Dietă mai ții? Da. Da. Asta cu brânza cu roșii, am o feste pentru tine. Dacă mănânci brânza cu roșii, nu mai ții dietă. E praf, adică, adică ești... Fără mai pâine. Rău. Nu contează pâinea, deci brânza e nasol. Colega noastră, Mihaela Bilic, a desfințat combinația asta. Zice așa. Și eu fi venit. Fii atent, stai puțin să caut unde Dumnezeu lui a spus-o. Cât cauți tu, îți spun eu că am încercat chestia asta într-un an în numeroasele noastre cure de slăbire, dacă mai țineți minte. Mm-hmm. Da. Când am plecat în Grecia, am plecat chitit să nu mănânc aproape nimic din bunătățile de acolo. Că mănânc numai brânză și roșii. Și că salată. Mănânc doar salată grecească. Și am zis și am mâncat aproape numai salată grecească și când m-am întors de acolo aveam 4 kg în plus. Nu cred. Pentru că brânza aia pe care o pune în salata aia... Am găsit. Deci fie ce spune doamna Bilic. Da. Și cu ocazia asta v-aș invita să ne sunați și să ne spuneți care e mâncarea favorită. Și în funcție de anotimp. Acum, primăvara, din punctul meu de vedere, asta e mâncarea favorită și concurează cu ciorba de... Lobodă. Lobodă, da. Da. La asta care... brânza, brânza cu roșii merge și vara, chiar dacă nu mai e de asta proaspătă neapărat. Sunt roșiile alea adevărate. Sunt roșiile alea foarte bune. Mă, dulce, aoleo, nebunie. Deci fiți atenți ce zice Mihaela Bilic. Citez. Problema e că nu pâinea îngrașă, sau nu la fel de tare, precum brânza. Și când spun brânza, mă refer la orice tip de brânzeturi, indiferent de cât sunt desărate. Caș și telemea proaspătă, telemea veche maturată, mozzarella, cașcavaluri, brânză de borduf sau frământată. Îmi plouă în gură numai când mă gândesc. Deși conține la fel de multe proteine ca peștele sau carnea, în brânzeturi avem de 3 ori mai multă grăsime. În plus, o felie de brânză de 100 de grame o mănânci într-o clipă. La carne e mai mult de mestecat. Nu ți-a spus, mă, că am fost în Grecia și în loc să mă întorc bronzat, m-am întors gras? Da. Zice, apropo de gramaj, porția corectă de brânză, spune Mihaela Bilic, e de 70 de grame. Adică acele pachete ridicol de mici de la supermarket conțin 3 porții. Da. E, și cum să mănânci de 3 ori dintr-o bucată de genul ăla? Da, corect. Serios, adică ai desfăcut-o, pa. Eu mă duc la Sibien, 200 de grame e porția mea, numai de brânză proaspătă. 200 de grame de caș... Și roșii cât în cape, plus uleiul de măsline, care și ăla. Da, și uleiul își face treaba. Mă, știi cum e uleiul ăla cu pâine? Băi, și ții minte că am suferit atunci, pentru că îmi plăcea să pun foarte mult ulei în salata aia și să pâinea aia din Grecia e ceva. Da, să căștiană. Și îmi plăcea să bag pâine și cu ulei și cu brânz. Și am mâncat fără pâine, adică am făcut și sacrificiul ăsta. Și tot te îngreșești. Și tot m-am îngreșat. Da. Nu, să te spitalizez că e ceva în regulă. E, nu e dacă de la roșiile astea am început să mă frec așa între picioare că merg mai nou. Eu în regimul meu ăsta de mila tot doamna Bilic. Da. Da? Da. Mi-a spus să mănânc așa. Așa. Ce, roșii și brânză? Nu. Vezi? Proteină multă. Și fără carbohidrați, fără dulciuri. Știți, regimul meu de mare succes. Da. Și în ăsta pot să mănânc brânză cât vreau și am mâncat foarte multă brânză în perioada asta. Nu, și adevărat. Nu teleme. Da, ce? Și nu brânză proaspătă. Am brânză de burduf, ai băgat. Brânză fermentată, ca și cavaluri alea, că era frig. Deci plastic, aia nu e brânză. Cum adică dacă era frig, de ce mănânci brânză fermentată dacă e frig? Nu înțeleg. Că nu e de asta proaspătă. Se dă cu cașcaval pe piele. Și vine, merge mai bine cașcavalul. Da, ține, dar care e mâncare? Da, fără pâine, fără cartofi, fără altă. Da, așa, un fel de mâncare, un fel de mâncare, Luca. Mâncarea ta favorită. Nu, să zicem... asta e o cruzime. Băi, asta facem. Nu poți. 0372069599. Cum nu poți? Asta le cerem oamenilor. Da, dar oamenii sunt oameni normali. Pentru mine e greu să mă pui să aleg un fel. Unu, mă, unu. Gândește-te, nu, acum știi cum e, ca la testele alea psihologie. Primul lucru care îți vine în minte acum de mâncat. Noodles. M-a spart. Acum, uite, cineva spune, acum. Eu ador shaorma tot anul. Deci nu e... Păi, mie nu-mi place shaorma. Eu să știi că m-am lăsat de shaorma. Da, nici mie nu-mi place shaorma. Eu nu înțeleg care este chestia cu shaorma. Ultimele două experiențe nu au fost prea bune. Și mi s-a luat.
Telefoane, mesaje 0728-3132. Așteptăm mesajele voastre. Care e mâncarea favorită în funcție de anotimp? Acum nu trebuie să le scrieți pe toate. Dacă aveți un anotimp și o mâncare favorită, să ne descrieți, să ne plouă în gură. Doar cât să ne imaginăm exact, să ne plouă în gură. Sau mesaj, și mesaje, dar și telefoane 0372069599. Iarna e pomana porcului, clar. N-are rival. Ba da, la mine iarna este sărmăluța. Abia fiartă, scăzută, lăsată să scadă așa. Aia în foi de, varză. Nu, în foi, da, în foi de varză. În foi de varză, care este cu cărniță, cum să spun, plutește în grăsimioară, mă băiatule. Da, și asta că pentru care... din ea e exact că trebuie de sărată, de acrișoară, de fierbinte și cu mămăligă lângă. Deci pomana. Și nu-i pui și niște slănină de aia tăiată felii așa mari. Costiță, ba da, costița afumată. Aia se moaie cu tot cu șoriciul ăla. Aia dă toată, toată savoarea sarmalelor este completată de costița care stă și transpiră încetişor la cuptor până se rumenește toată și lasă grăsimioara și afumătura. Eu de fiecare dată când încălzesc sarmale pun bucățile aia și întotdeauna le pun la cuptor deasupra, da, deasupra să se rumenească aia, să mai curgă un pic în apele mele. Da, da, da. Și zici cu pomana porcului. 0372069599. Mâncarea favorită, de ce și cum arată și ce gustare. Vă așteptăm. Pucăm și noi să vorbim despre tot soiul de delicatese de genul ăsta la radio. Nu, nu suntem cruși, suntem masochiști. Înțelegi? Știi? Lumea și imaginează că noi suntem mâncați. Nu, suntem masochiști și cu noi. Adică... vai de capul nostru. Da. Și, masă aici. Și înțelegem că vă prindem în tot soiul de locuri unde n-aveți nici varză, bă, asta, rață pe varză, nici dar alte chestii. Dar nici noi n-avem. Da. Vezi undeva rață pe varză? Vezi undeva sarmale de alea bune acum aici? Uite, Adrian din Bistrița, mie îmi place mesajul ăsta. Așa. Mâncarea favorită, parcă acum aud. Treci în, chiar în, treci în casă că iar mănânci bătaie. Culmea nu îngreșea deloc, deși mâncam des. Codruța zice, fraș cu smântână doar vara. Mă, voi ați mâncat vreodată fraș cu smântână? Da, dar doar toamna. Mă, știți cum sunt fragii cu smântână? Da, e greu să găsești fragi. Păi aia e problema. Este super exclusivist. După care, tocăniță de hribi. Tocăniță de hribi proaspeți. Asta este că găsești hribi congelați, sunt buni, sunt ok, mamă, dar aia proaspeți sunt nebunești. Și sarmale la Crăciun, mulțumim, asta cunoaște. Mie îmi place ce a scris Marian din Iași, care spune că primăvara adoră tocănița de cartofi noi cu mărar și salată de varză acră, rețetă de la bunica. Și un pic de usturoi, nu? Cu smântână. Merge, da. Așa. Iar toamna adoră ciorba de gâscă făcută cu ingrediente de casă și apoi din aceeași gâscă pilaf cu friptură călită în tigaie. Băi, atenție. Eu cred că n-am mâncat ciorbă de gâscă în viața mea, dar aș mânca și e foarte bună. E foarte bună. Da? Da, e tot, e o rarite. Unde găsim noi ciorbă de gâscă? Băieți, mâncarea noastră preferată de primăvară este șoșoca cu multe legume și brânză rasă din belșug peste ouă acolo. Este foarte bună. Fenomenală. Trebuie să încercați și voi. Vă pupăm, Rodica și Ștefi din Târgu Oviște. Rodica și Ștefi, avem senzația că sunteți 20 acolo. N-am înțeles, mai scrieți-ne o dată ce mâncați șoșoca. Shakshuka? Da, posibil, da. De legume și ouă și brânză rasă peste ouă. Shakshuka, da, este un mic dejun oriental. Da. Care are ouă și roșii și legume. Hai să mai vedem. Ia. Bună dimineața, dragilor, Vali din Galați. Pentru mine, vara e anotimpul în care mănânc, hai să spunem, mâncărurile mele preferate. Salată de vinete cu roșii. Pepene roșu cu brânză și cu pâine. Bă, m-a terminat. Nu știu cu pâine, dar pepenele roșu cu brânză, sau pepenele roșu cu mentă, sau pepenele roșu cu ardei. Pepenele roșu în general. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața, băiți! Dimineața! Zină! Ce faceți? N-ați apucat să mâncați încă? Încă nu. Nu prea. Nu prea. Eu beau un ceai să-mi umplu burta. Așa zi. Suntem pe foame, să fim activi. Mie iarna îmi place să mănânc. Da. Deși vara. Nu prea se întâmplă. Da. Fasole cu cărnați afumați. Iahnie de fasole, cărnați afumați și o mulătură. Da. Cum să nu? Și un vin alb proaspăt. Varză murată, clar. Da. Auzi, dar la fasole aia, scuză-mă, la iahnie aia de fasole cu cărnați afumați, nu uita să pui și un pic de costiță. Da? Da. Un pic de slăninuță. Merge, sigur. Așa. Și mai zi. Și eu mai mâncam, că eu sunt din Moldova, m-am obișnuit să-mi pun un nou ochi sau două, ceva de genul. Ca la tochitură.
Exact, și merge foarte bine. Băi, și ce am găsit la ei mei? Mersi. Zilele astea am fost de Paște acasă. Ce am găsit? Niște cârnați de la Crăciun, atârnați în balcon, care s-au uscat. Da. Știi, se vedea jos, pusese o hârtie și curseze. Și sunt uscați. Sunt uscați, se-i tai felia așa. Da. Sare pilița aia de la de pe ei. Băi, știi cum sunt? Bine. N-ai văzut în viață. E mâncare de primăvară aia, eu acolo o prind. Simona, bună dimineața. Bună dimineața, Simona. Bună. Bună dimineața! Vedeta sezonului ăsta la mine este sparanghelul. Sparanghel. Am găsit pe cineva care îl cultivă. Da. Și mi-aduce așa legături și e bun, îl mănânci până la ultimul centimetru. Ești nemțoaică. De la coadă, la nemțe... vreau să zic. Nu sunt nemțoaică. Primăvara sparanghelul rupe. Similar. Mulțumim pentru sparanghel. Mulțumim, Simona. Nicu, bună dimineața! Bună, Nicule! Bună dimineața, băieți! Mâncarea favorită. Mâncarea favorită. În perioada asta, aș putea spune un mic dejun, nu știu dacă ați încercat vreodată, o omletă cu ou de gâscă, bătut bine, așa. Se călește înainte puțin ceapă verde, usturoi verde în unt, după care băgați pălărit pe zbârcioci. Deci, unde găsești, frate? Iartă-mă, asta este deja, zici de cruzime, asta e tupeu. Unde găsești tu zbârcioci proaspeți, pe cuvântul meu de onoare? Păi, sunt într-o zonă în care și sunt pasionat. Cunosc 54 de tipuri de ciuperci care sunt comestibile. O să vă povestesc o dată un șaun de mitărci sau cripi. Mamă, ești foarte tare că găsești așa ceva. Tatăl meu îi se pricepea. Tatăl meu știa să identifice ciupercile și când uneori plecam cu el în vacanță și în Bucovina umblam pe dealuri, pe obcine, pe acolo, în căutare de ciuperci. Ce mișto. Mamă, era foarte priceput la așa. N-am avut de gâscă, dar mă duc acasă și iau un... Iau untura de la niște jumări și îmi fac ouă de astea normale, de magazin. Trebuie să iasă ceva. Raluca, bună dimineața! Bonjour, bună! Bună dimineața, dar mi-ați luat înainte cu fasole cu cârnați făcute pe plită, bunica mea făcea cu mămăligă tot, făcută la ceaun pe plită și cu pepene murat. Dulce, okay. bun. Și colțunaș cu brânză dulce. Se găsesc undeva prin Iași. Pepene murat. Dar un pepene murat de la bun, prin care mănânci coaja. Da. Și hrib cu smântână. Hrib cu smântână. Și cu mămăligă. Da, bun, tare. Cred că am făcut o greșeală cu telefoanele astea în dimineața asta, că eu acum nu mă mai pot concentra la nimic. Nicio. Mai ia telefon. Hai să mai stăm. Adriana, bună dimineața. Să mai stăm un pic, să mai respirăm. În orice... Bună dimineața, băieți. Bună, da. În orice anumit timp, vă recomand o chitură moldovenească și niște poale în grâu. Poale în brun e greu să facem. Tochitură mai pricepem, dar cu plăcinte, cu astea, eu nu știu cum să fac plăcinte. Există o cofetărie în Bucovina, în Suceava, că o știu eu. Și livrează la domiciliu. Livrează și la București. Domiciliu nostru livrează. La oriunde în România livrează. Nu știu dacă în străinătate, dar în România livrează sigur. Zine, doamnă, cum se cheamă acum, chiar dacă e facerea. Eu zic, cum se cheamă cofetăria? Nu știu. O cofetărie care livrează poale în brun. Mulțumim, din Suceava. Cofetăria respectivă să ne trimită, vă rugăm, mesaj pe WhatsApp. Nu, cu... să ne trimită poale în brun. Să trimită poale în brun, ce mesaj? Ce faci cu mesajul? Că plătim, nu-i problemă. Da. Marius, bună dimineața. Bună, Marius. Salut, băieții. Salut. Ce fac, băieții? Ce, să suferă? Eu aștept să terminăm, sincer, să mă o să iau o ciocolată, ceva. Zine de mâncare. Și eu sunt la fel de bine ca și Luca, la moasele mari, am fost răcic, l-am fost mic. Da. În fine, am un prieten foarte bun care este din Buzău, Perca, din Pleșești, și au acolo celebri cărnați de peșcoi. Da. Aia, frate, merg oricând, îi mănânci cuzi. Așa e. Pe timp de iarnă. Asta e mâncarea ta favorită, cărnații de pleșcoi. Mamă, deci îmi cumpăr de cam 200 de lei cam la o lună de zile. Dai seama ce gol. Ești bine cu analizele, e tot ok? Sunt în parametri pentru... Dar pe cine interesează? Acum sunt bine. Da, bravo. Bravo, nu e mulțumim, par. Mulțumim, ne-am făcut... de fier, practic. Deci ne-am făcut rău singuri, vedeți? Băi, da, nu știu dacă trebuia să începem cu asta. Ar trebui să ne mai gândim. Hai că facem și niște chestii mai seci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.